O competiție ce se organizează de 14 ani a avut loc joi 4 aprilie în sala de sport de la Clubul Sportiv Municipal din Pașcani. Este vorba despre Cupa Primăverii la tenis de masă, organizată de Școala Specială de pe strada Gării. Peste 100 de elevi, printre care și copii cu dizabilități, au participat la concurs. În cadrul săptămânii Școala Altfel, Școala Gimnazială Specială Pașcani a organizat a 14-a ediție a turneului de tenis de masă Cupa Primăverii. În cadrul acestui eveniment avem parteneri din numeroase școli, din județ, din localitățile limitrofe municipiului Pașcani și din municipiul Pașcani. Ca parteneri a evenimentului îi avem pe cei de la Inspectoratul Școlar Județean Iași, Clubul Sportiv Municipal Pașcani, Asociația ACS Viitorul 2017 Pașcani și Fundația Special Olympics România. Scopul proiectului a fost pentru a crește conștientizarea comunității locale referitor la beneficiile pe care practicarea tenisului de masă și al sportului în general le aduce atât elevilor din școala de masă cât și din școlile speciale și integratoare. Obiectivul proiectului este acela de a, printre obiectivele proiectului se numără incluziunea copiilor cu deficiențe, încercăm să facem o competiție inclusivă, integrăm copiii, încercăm să socializăm și, bineînțeles, partea de competiție, da? Încercăm să facem o competiție a fair play-ului, a întrajutorării, a comunicării, copiii trebuie să se simtă bine, să colaboreze, să socializeze. A fost și o secțiune specială unde la masă s-a jucat la dublu. Echipajele au fost formate din câte un jucător dintr-o școală de masă și un jucător cu deficiențe. Avem și o secțiune specială, marca Special Olympics România, o probă care se cheamă tenis de masă unificat. În această categorie, la această probă, presupune a organiza meciuri formate din echipe formate din un jucător cu deficiențe și un jucător provenind de școala de masă. Da? Prin acest fapt încercăm să facem o competiție inclusivă. După competiție a urmat festivitatea de premiere, unde participanții au fost răsplătiți pentru eforturile depuse.